În întâlnirea cu invitatul de astăzi, vă reamintesc Andrei Huțuleac. Este un tânăr de 31 de ani, cu un portofoliu de invidiat. Actor, scenarist, regizor. Mă bucur tare mult că te cunosc, Andrei. Și eu mă bucur. Bună ziua! Bună ziua! Știi că mă uitam la Copacul Dorințelor, mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc! Și bucuria este să te, te văd și să stau de vorbă cu tine, nu neapărat despre acest film, pentru că știu că săptămâna trecută, vineri, Doc Pugăl, da? A, a intrat fost, în cinematografe, da. intrat în cinematografe, recunosc că n-am ajuns. N-am avut timp, știi? Este un fel Te de... invit cu drag să fii unul să dintre să mulți vin. spectatori care vor vedea filmul. O să vin! O să vin și dacă mă invit și uh, la o altă piesă, nu este, de fapt, nu e o piesă de teatru, ci este pur și simplu... Dar mai bine povestește-mi tu ce s-a întâmplat aseară. Aseară am avut uh, o premieră cu un spectacol care se numește Funia. Este bazat pe un uh, pe un film regizat de Alfred Hitchcock. Este o adaptare a acestui scenariu a filmului lui Hitchcock, făcută de colegul și prietenul meu, Matei Lucaci Grünberg. Jucăm acest spectacol într-o distribuție excepțională, care îi conține printre alții pe Alexandru Papadopol, Ștefan Huluba, Teodinc, Vitalie Bichir, Sever. Um, Sever Andrei și sper că n-am ratat pe nimeni. Dacă am ratat, o să vă invit să-i vedeți live pe toți. <gri> Andrei a închis ochii și îmi imaginam uh, cum citește de pe o listă numele colegilor de, de scenă. Te simți ca peștele în apă, așa e pe scenă? Uh, da, da, sigur că da. Mă rog, mă simt foarte bine. Nu-mi dau seama cum se simte un pește în apă, că n-am fost că foarte niciodată. Bine. nici pe da. uh, dar, uh, <gri> <gri> dar <gri> Toată lumea se spune că, se simte... că se, simte, se simte excelent. Da, da, da. Mă simt bine, mă simt bine pe scenă, mă simt bine în meseriile astea care spun po. Asta îmi place să fac, asta am descoperit în timp că îmi place din ce în ce mai mult să fac, și asta încerc să fac în fiecare proiect în care mă implic, să spun o poveste care mi se pare relevantă, interesantă, amuzantă, mă rog, în funcție de proiect. Andrei, cum te simți în scaunul spectatorului din sală la vizionarea propriului film? E confortabil locul? Uh, a devenit confortabil pentru că trebuie spus că cel puțin Dogpub Girl care a ieșit în cinematografe începând cu 15 aprilie și care rulează chiar în aceste momente în care vorbim în 24 de cinematografe din 12 orașe, uh, trebuie spus că este un film pe care eu l-am scris în 2017, este un film pe care l-am filmat în 2019 și l-am văzut de atâtea ori până în secunda în care vorbim despre el, încât m-am obișnuit, m-am desensibilizat prin expunere și nu pot să spun că uitându-mă la el mai simt neapărat emoțiile unui unui, unei prime, unui prime, unei prime la prima vizionări. vedere sau la prima mână, nu? Da. Iartă-mă că te întrerup 2017 ai spus 2017 da? am scris scenariul, 2019, 2019 l-am filmat 2019 l-ai filmat, suntem în 2022 Da. Unde s-au scurs uh, Ceilalți ani, adică Unde s-au scurs unde toți, uh, toți ultimii ani <laughs> pentru societatea <laughs> nu de, contemporană nu de Au fost, uh, au fost uh, Niște ani grei uh, de pandemie Care au întrerupt și uh, mi-am întrerupt și activitatea ca actor, dar și evident ne-au împiedicat să scoatem acest film Dog Pup Girl în cinematografe, dar am avut șansa extraordinară de a, de a mai regiza un film, un lung metraj despre care ai spus și tu, care se numește Copacul Dorințelor și care a intrat pe 25 martie în cinematografe. Un pic merită văzut. Merită, merită da. văzut și și el mai este încă în cinematografe. Vă invit să, să mergeți să-l vizionați. Este un film caritabil, un film ale cărui încasări se duc către Hospice Casa Speranței, și este o, o, un film fantastic pentru toată familia, un film de gen, așa cum nu prea a mai fost uh, făcut în cinematografia română, cel puțin uh, contemporană, adică evident contemporană. Andrei, uh, așa cum am anunțat, eu n-am văzut acest film, Doc Girl, și probabil că în situația mea mai sunt. Uh... Numeroși da. ascultători. Să știți să știi că suntem astăzi foarte mulți, număr foarte mare. I-am testat deja pe ascultători, de două ori ni s-a blocat SMS-ul. Mă bucur foarte tare să aud și asta. Și pentru ei aș vrea să, să povestești cât se poate realitatea cruntă care ți-a dat imboldul de a face acest film. Filmul Dog Poop Girl este bazat pe o poveste reală care s-a întâmplat în 2005 în Corea de Sud. Atunci când o femeie s-a urcat în metrou cu câinele ei, câinele a făcut caca pe podeaua metroului, femeia a fost fotografiată de o blogăriță, la momentul respectiv nu existau încă vlogări, a fost făcută o postare pe un blog de opinie care s-a viralizat în decurs de o lună și în cel mai scurt timp femeia a început să fie recunoscută pe stradă, a fost dată afară de la universitate, a fost dată afară de la locul de muncă pe care l-avea pentru comportament ei antisocial, trebuie spus că femeia a refuzat să strângă uh, mizeria după câine, nu știm de ce s-a întâmplat asta în viața reală Filmul oferă o versiune. E versiunea ta, de E fapt. versiunea mea, cu siguranță, ale, da. da. Uh, deci, acum vorbim despre povestea reală din 2005 din Corea de Sud uh, uh, a fost dat afară de la locul de muncă, a început să primească amenințări cu moartea și uh, într-un final, povestea reală s-a încheiat cu aceeași femeie care a făcut o postare pe un blog și a anunțat că dacă nu se opresc atacurile la adresa ei. Ia, uh, își va lua viața. Sigur că lucrurile s-au uh, temperat și. Uh totul s-a terminat, mă rog, cu bine, cât de bine se poate termina o situație de genul ăsta. M-a interesat povestea pe care am găsit-o într-o carte care se numește John Ronson, se numește Umilirea publică în epoca internetului și este scrisă de John Ronson. M-a interesat povestea pentru că în 2017 era, era, prima, prima clipă a mea în care descopeream puterea asta a internetului, partea întunecată a lui, pentru că trebuie spus că eu din 2009, de când am venit la facultate la București, am fost un mă rog și sigur dinainte dar începând din 2009 am fost un mare consumator de rețele sociale și un tip căruia i-a plăcut foarte mult conceptul și ideea de a exista în comun pe acest câmp virtual care este rețeaua socială și am îmbrățișat cu foarte mult entuziasm lucrul ăsta gândindu-mă că el se va institui în timp într-un spațiu al dezbaterii echilibrate în care vom putea Ce fiecare să da, da. în care vom putea fiecare să opinăm și, există, exact. de și marmota da, știm bine, în care vom putea fiecare să opinăm, să dezbatem, să aflăm adevărul și am crezut lucrul ăsta. Până când, undeva prin 2017, am început să realizez că rețeaua socială e de fapt un spațiu al expresiei emoționale și nu al expresiei raționale, și că e greu să găsești. A, a, a căuta adevărul pe rețea, rețea socială e ca și cum ai căuta acum un caruc cu fân. Asta nu înseamnă că acum nu există, e greu de găsit, pur și simplu. Exact. Am luat această poveste, am transpus-o în realitatea românească, fără să fac vreun efort extraordinar de mare, pentru că e mai degrabă o poveste despre, despre epoca internetului decât despre o societate sau alta, și uh, s-a transformat într-o satire socială. E important de spus pentru ascultătorii dumneavoastră că Dog Pup Girl este o comedie neagră la care se râde, se râde cu poftă, se râde cu entuziasm. Uh, M-am bucurat să văd spectatori surprinși la acest film în mod plăcut, uh, dar e la fel de important de spus că la un moment dat îți îngheață zâmbetul pe buze pentru că îți începi să recunoști uh, niște elemente <laughs> din realitatea înconjurătoare. Uh, filmul este în cinematograf, știu că e un titlu complicat cat, dog, poop girl, dar este, este Uite, chiar... nu să te las să continui și din nou să mă scuz că te întrerup. Titlul acesta, de fapt, ce reprezintă și de ce l-ai ales. Uh, titlul e complicat! Da, titlul reprezintă uh, chiar numele cazului uh, care a existat în realitate, așa a fost denumit uh, cazul, pentru că este primul caz de doxing din istoria internetului, cazul Dog Pup Girl, care s-a întâmplat în Corea de Sud, cum spuneam mai devreme. E primul caz de doxing. Ce înseamnă doxing? Înseamnă eliberarea datelor personale ale unui individ sau ale unui individe, uh, care, uh, a unui individ care este ținta unui atac pe internet. Și atunci odată ce se află identitatea în concret a persoanei, ea poate să sufere uh, lucruri în viața de zi cu zi. Și acesta este primul caz de doxing, pentru că la un moment dat după ce s-a făcut publică această postare cu, cu femeia din metroul din Seul, cineva i-a făcut publice numele uh, și, mă rog, datele de identificare. Și atunci ea sigur că a început să fie recunoscută pe stradă, a început să fie căutată la domiciliu și, mă întrei, mai făcut de curioasă lucruri. să aflu care ar fi versiunea ta. Nu e obligatoriu să-mi da. răspunzi, ori mă trimiți în sala de cinema, ori îmi răspunzi acum, tu decizi. Uh, eram curioasă să aflu care era, de fapt, explicația doamnei din metrou pentru faptul că nu a curățat. E, e foarte simplu și este ceva, în filmul nostru, este ceva ce eu împărtășesc cu actrița din rolul principal, Andreea Grămoșteanu, care face un rol extraordinar în acest film și pe care vă invit încă o dată să o vedeți, pentru că nu o să vă pară rău. Eu am în comun cu Andreea și nu doar cu ea, cu, cu mulți alți oameni cu care am colaborat la acest proiect, un soi de paralizie în fața agresivității și dacă o să mergeți în cinema să vedeți filmul, o să vedeți că personajul nostru paralizează în mijlocul incidentului cu cățelul din cauza faptului că valul de agresivitate e foarte brusc în acel spațiu închis care e vagonul de metrou. Lumea se inflamează foarte repede și dintr-un soi de paralizie din această femeie nu reușește să fie promptă și să rezolve problema. E ceva ce, repet, eu împărtășesc cu Andreea și eu paralizez în fața agresivității, nu știu să reacționez la ea, nu am fost învățat, n-am fost antrenat ca copil N-am fost antrenat să mușc înapoi, și mi-este foarte greu să mă capacitez să răspund la conflict. Cred că-ți se potrivește această defensivă, Andrei. Da, da. Păi, da. e parte din mine acum, mi se potrivește sau nu e prea trist. și să bine mai să ni se potrivească acum. nouă tuturor, pentru că violența niciodată nu naște ceva bun. Te ascultam cu mare atenție, ești un foarte bun orator, și în timp ce povesteai cu atâta pasiune despre filmul acesta pe care uh, îl recomandăm tuturor să meargă să-l vadă. Cred că aș putea să fac un pariu. Pe un actor foarte bun, un scenarist, un regizor, cred că ai fi, dacă ți-ai propune, și un foarte bun comerciant. Știi să-ți vinzi marfa aproape perfect, perfecțiunea că... după mine nu există, dar ești foarte aproape să știi că um, e prima oară când aud asta în perioada asta în care facem această campanie de promovare a filmului și în care suntem încercăm să fim în cât mai multe lucruri, pentru că, locuri pentru că trebuie spus că ne luptăm cu o prejudecată a publicului față de filmul românesc, există așa un um, o, o prejudecată de, de, care are mai multe fețe um, e complicat să spui de ce publicul român nu vrea neapărat să intre în selile de cinema la filme românești, ne luptăm cu asta și încercăm să le spunem oamenilor că am făcut un film care nu e neapărat altfel, dar care încearcă să, 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 să bătătorească această cale sfântă de mijloc în care un film poate să și placă multora dar să fie și să aibă și oarecare profunzim care să atingă sufletul spectatorului și în această campanie de promovare aud această afirmație despre mine că, 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 că îmi vând marfa bine, dar realitatea e că sunt foarte bucuros cu ce a ieșit, sunt foarte mulțumit cu rezultatul final și îmi e greu să vorbesc altfel sau în alt termeni despre Cred că e mai degrabă un gest natural ce vine de la sine. Vreau altceva da. să te întreb, Andrei. Bănuiesc că această pasiune cu care spui despre filmul tău are în spate și evident, orele petrecute tu cu tine, cum îți alege actorii, cum faceți, cum stați pe scenă la repetiții, E greu? nu e nici greu, nici ușor, Știi e că ceea ce se, e. Se spune că atunci când faci lucrurile cu pasiune, simți că nu muncești nicio zi din viața ta. Uh, e adevărat și nu e adevărat. Ăsta este un, încă, e un un dintre, da, încă unul dintre, sloganurile pe care mă chinui să le demontez pentru că se întâmplă Uite, un lucru, atunci când acum. atunci când faci un lucru cu pasiune, îți este foarte greu să spui gata e foarte greu să spui despre un produs la care lucrezi, despre un lucru la care lucrezi că este gata, pentru că vrei să fie foarte bun și știi că se poate să fie foarte bun și um, când, când, când faci un lucru cu mai puțină pasiune, îmi imaginez că poți să spui lasă-mă, mai fac și mâine, văd eu, ei s-o lega oricum, când faci un lucru cu pasiune, de fapt te consumă mult mai tare decât atunci când te și te consumă în alt fel, sigur, poți să accept că te e un consum la fel de mare și când faci ceva ce nu-ți place poate chiar mai mare, dar um, da, cu siguranță îmi place ceea ce fac, și apropo de actori. Că întrebai de distribuție și de cum, cum, alegi, da. cum lucrez și cum îi aleg, trebuie spus că în Dog Pub Girl sunt 80, cu mine 81, pentru că și eu joc un, un rol în film. Sunt 80 de oameni pe care îi cunosc personal pe care i-am sunat să mă ajute pentru că uh, noi am avut un buget destul de mic pentru acest film, care totuși are 28 de locații, uh, 80 de actori, uh, 200 de figuranți. Nu se întâmplă de altfel uh, în România? Uh, da, da, da. Am avut o finanțare de la Centrul Național de Cinematografie de 90.000 de euro, care a fost uh, suplimentată cu niște bonusuri pentru niște premii pe care le luasem cu scurtmetrajele uh, și am mai avut uh, ceva sponsorizări, dar uh, tot nu, nu ajungeau Sunt banii puțini, pentru că, pentru, pentru cine nu știe, uh, o zi de filmare la un film costă în jur de 10-15.000 de euro, poate, și uh, atunci cu siguranță a trebuit să ne descurcăm uh, sunându-ne prietenii, pentru că altfel nu se pot face, mai ales debuturi. E foarte greu să debutezi în film, sunt unul dintre privilegiații care au reușit să fac asta destul de repede, uh, dar uh, a, a, a trebuit să sun fiecare actor în parte și să-l rog să, să ia parte la această aventură extraordinară care a fost Dog Pub Girl. Uh, joacă în el colegi de facultate, joacă în el profesori pe care am avut la facultate, domnul Paul Chiribu. Să joacă în el actori pe care îi admiram de când eram elev Cezarant Antal de la Teatrul Odeon, Andreea Grămoșteanu evident cu care am jucat pe scenă și pe care o admir foarte mult și pe care puteți și noi să o admirați dacă mergeți în cinematografe la Dog Pub Girl. Um, și um, a fost un efort, un efort, un efort de grup să, să facem această poveste să ajungă la public. Și de mic să, să fii actor, Andrei? Mi-am dorit să fiu actor aproximativ de când mă știu, dar nu tot timpul am avut aceeași definiție despre ce înseamnă să fii actor. Și în ce sensul înseamnă în care. Să fii de fapt actor? Uh, înseamnă să ai o meserie ca toată lumea. Uh, asta e foarte important de înțeles, pentru că în momentul când intrăm în facultate, există așa o chestie în care încercăm să fim îmbrăcați aceea unei unui soi de mitologie, că artistul sau actorul e ceva foarte diferit de omul de rând omul obișnuit. Uh, nu e nimic mai fals decât asta. Sunt meserii, ca oricare alte meserii, sunt lucruri care trebuie tratate cu cap și cu suflet, evident, dar trebuie tratate cu cap. De prea multe ori, artiștii pe care îi cunosc, sau, mă rog, oamenii care aspiră la acest tip de meserie, au așa un soi de ceață în minte legat de ce presupun meseriile astea, ce ar putea ele presupune, și un soi de abordare din asta boemă. Știu că am luptat mult cât eram în facultate să demontez miturile pe care le aveau colegii mei de liceu legate de cum arată viața mea la facultate, și ei își imaginau o boemie din asta extraordinară, și eu încercam să o împlinesc de fiecare dată când ne întâlneam ca să le, ca să le hrănesc așteptările, până când mi-am dat seama că erau, mai iluzii. erau iluziile lor și eu n-am nicio datorie să, să împlinesc aceste iluzii. Sunt meserii, sunt meserii de făcători, după gustul meu și după părerea mea, sunt mai degrabă comparabile cu meseriile practicienilor simpli, meșteșugarilor, făcătorii de mese, de oale de case, de lemn, de ce vreți dumneavoastră, sunt meserii practice care se învață făcând, sunt meserii meșteșugărești și cred că e foarte important să le privim așa pentru că altfel riscăm să o luăm razna și să ne concentrăm pe alte lucruri decât pe cele care trebuie să ne concentrăm ca artiști, anume pe facere. Suntem niște oameni care iau nimic și fac ceva din el și asta e un lucru pe care nu poți să-l faci decât dacă ești foarte atent și foarte pragmatic în, în demersul tău. Știi ce-am făcut, Andrei? Am renunțat la piesa de final, una dintre piesele de final, asta pentru că vorbești cu atâta pasiune încât merită să te ascultăm mai mult pe tine Vreau decât... Vreau să știu pe cine am bătut, ce piesă trebuia să urmeze. Voltaj de la capăt? N-am Na, niciun regret. Haideți! <laughs> sperăm că să nu se supere pe, pe noi băieții de la trupa Voltaj. Evident. Uite și ca să nu se, se supere o să-i chemăm aici în studio. <laughs> Ca să există întotdeauna o lege a compensației și să știi că mai avem uh, foarte puțin, mai puțin de un minut, dar ajută-mă Andrei să fac finalul. Da. Cum să anunț acum la radio? Invitatul de astăzi a fost Andrei Huțuleac și nu mai știu cum să pun acum. Uh, ajută-mă tu, scenarist, actor, regizor, unde te simți cel mai bine? Le-ai pe toate trei, dar ne reîntoarcem la începutul acestei discuții. Știi cum se simte peștele în apă? Eu sunt un băiat din Galați care a venit în București acum 10 ani și care încearcă să spună povești. Asta e tot. Andrei Huțulac, mulțumesc, Andrei. Vă reamintesc că puteți reasculta interviul de astăzi pe canalul nostru de YouTube, Radio România Oficial. De Paște, ce faci? De Merge la galați? Uh, nu, dar vine galațiul la mine. Ah. Vin părinții acasă. <laughs> Sigur, cu bunătăți, cu drog, cu pască, Cu De toate cu de sper toate. eu. Sper că s-a pregătit mama. Cu siguranță, Andrei, te îmbrățișez. Să știi că o să fiu cu ochii pe tine. O să mă duc și la film, o să văd ceea ce ai povestit tu aici la radio și să ne revedem cu bine și cu prietenie și cu sănătate de fiecare dată. Așa se face. 52 de minute. Eu sunt Daniela Mihai. Vă aștept și mâine dimineață, imediat după știrile orei 9, să petrecem momente frumoase între dintre prieteni. Să aveți o zi bună! Cele